Ce sperăm că aici o să meargă mai calm și mai repejor, poate. Deci, stimați colegi, astăzi sunteți în ordine de zi. Avem auditul situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate pe exercițiu bugetar. Domnul Tudor Suhanu să fie raportor. Nu aveți alte propuneri la ordine de zi, stimați colegi? Nu. Domnul Suhanu, vă rog. Domnule președinte, domnule membru Curții de Conturi, onorată asistență, Direcția Generală Auditul Finanțelor Publice propune spre audiere raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiu bugetar 2016. Sinteza celor mai semnificative constatări de audit se va prezenta în slide-urile de pe ecran. Auditul Autoritatea Națională de Integritate a fost realizat în temeiul legii numărul 261 din 5 decembrie 2008 și în conformitate cu programele activității de audit a Curții de Conturi, fiind exercitat în corespundere cu standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi, cadrul regulator intern, precum și bunele practici în domeniu. Autoritatea Națională de Integritate a fost creată prin legea 132 din 17 iunie 2016 ca urmare a reorganizării Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturile acesteia. Obiectivul auditului public a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, aferente exercițiului bugetar 2016, sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare, fiind lipsite de denaturări semnificative datorate fraudei și sau erorilor, cu emiterea unei opinii asupra situațiilor financiare. Aspectele cheie de audit care au fost auditate țin de organizarea, implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern, organizarea evidenței contabile, planificarea și raportarea indicatorilor în rapoartele financiare, trecerea informațiilor privind soldurile conturilor contabile la noul sistem contabil, creanțele și datoriile, inventarierea generală a activelor și obligațiunilor, procesul de achiziții publice și remunerarea muncii. Resursele financiare publice destinate funcționării Autorității Naționale de Integritate au fost constituite doar din alocații de la bugetul de stat. Sinteza alocațiilor Autorității Naționale de Integritate pe anul 2016 se prezintă în slide-ul care îl vedeți. Astfel, conform legii bugetului de stat pe anul 2016, în scopul realizării obiectivelor și desfășurării activităților preconizații, Autoritatea Națională de Integritate i-au fost aprobate cheltuieli și activele financiare în sumă totală de 6,3 milioane lei, inclusiv 5,8 milioane lei resurse generale ale bugetului de stat și 0,5 milioane venituri colectate. Alocațiile bugetare executate de către Autoritatea Națională de Integritate în anul 2016 au constituit 5,4 milioane lei și sunt în creștere față de 2015 cu 1,1 milioane lei. La situația din 1.1.2016, Autoritatea Națională de Integritate dispunea de active nefinanciare în sumă totală de 2.095.030 lei, inclusiv mijloace fixe 1.960 și materiale circulante 134.000 lei. La finele anului de gestiune, activele nefinanciare au înregistrat o creștere cu 291.000 lei, însumând în total 2.386.000 lei, condiționate de întrările de mijloace fixe parcursul anului 2016 în sumă de 129.000 lei și de materiale circulante în sumă de 161.000 lei. Cheltuielile executate în aspectul clasificației bugetare sunt prezentate în slide-ul care îl vedeți. Datele din diagram relevă că în totalul cheltuielor executate, ponderea majoră revine cheltuielor de personal, 55 și 85%, urmate de cheltuielile pentru servicii, 35 și 4%, activele nefinanciare, 8 și 1%, aceste aspecte fiind selectate pentru auditare în mod prioritar. Auditul public extern a supus verificărilor cheltuielile și activele nefinanciare în sumă totală de 4.600.000 lei, ce constituie 85% din totalul cheltuielilor gestionate de autoritate. Pentru analiza performanței atinse, comparativ cu asumări
asumările și resursele utilizate, pe parcursul anului 2016, Autoritatea Națională de Integritate urma să desfășoare activitatea în corespundere cu funcțiile și atribuțiile reglementate de legea 132 din 17 iunie 2016 în vederea realizării programului control și soluționarea conflictelor de interese. Analiza efectuată de audit relevă că programul în cauză a fost executat parțial, situația cauzată de nefinalizarea procesului de reorganizare a entității, fapt care limitează performanța instituțională, având impact asupra utilizării resurselor financiare publice. Totodată, evaluările efectuate de prezentul audit relevă că în anul 2016, Autoritatea Națională de Integritate nu a efectuat autoevaluarea sistemului managementul financiar și control, nefiind emisă declarația privind buna guvernare. Autoritatea Națională de Integritate este la etapa de pregătire a sistemului de management financiar și control. În acest sens, auditul menționează necesitatea realizării acțiunilor în vederea descrierii proceselor de bază, implementării managementului riscurilor, inclusiv elaborarea ghidului metodologic pentru implementarea managementului riscurilor, evaluărilor activităților de control care răspuns la riscurile identificate, desemnării unui coordonator al sistemului, instituirii unui grup de lucru responsabil de organizare și implementare inițială a sistemului de management financiar și control, precum și evaluării situației actuale a sistemului și identificării deficiențelor, elaborării unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului. Verificările efectuate de prezentul audit a identificat unele deficiențe care afectează acuratețea și veridicitatea rapoartelor financiare ale autorității, în raport fiind expuse cele mai semnificative constatări din punct de vedere al materialității. În rezultatul auditării rapoartelor situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate, care cuprind raportul privind executarea bugetului, raportul privind veniturile și cheltuielile și bilanțul contabil, întocmite la 31 decembrie 2016, auditul a exprimat o opinie cu rezerve. Opinia cu rezerve se datorează deficiențelor constatate la reflectarea în evidența contabilă și raportarea cheltuielilor în sumă de 87 și 90 mii lei și activele non-financiare în sumă de 23 și 5 mii lei, precum și neregulilor stabilite la calcularea și raportarea uzurii mijloacelor fixe în sumă de 386 mii lei și amortizării activelor nemateriale în sumă de 127 și 80 mii lei. Astfel, valoarea cheltuielilor Autorității Naționale de Integritate la situația de 31 decembrie 2016 a fost denaturată cu suma de 87 și 90 mii lei, iar veridicitatea informațiilor privind soldurile conturilor contabile cu 537 și 30 mii lei. Verificările auditului public extern relevă că și alte deficiențe care nu au influențat opinia de audit, constatările auditului fiind prezentate în subcapitolele separate. Astfel, probele colectate de audit relevă că pe parcursul anului 2016, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, nu s-au efectuat, cum prevede cadrul legal, inventarierea elementelor de activ și obligațiunilor, deși în cazul reorganizării entității, efectuarea inventarierii este obligatorie. Acest fapt relevă neconfirmarea, necunoașterea de către entitatea auditată a situațiilor financiare și patrimoniale reale, inclusiv veridicitatea informațiilor privind soldurile conturilor contabile la situația din 1.1.2016. În domeniul retribuirii muncii, auditul denotă neaprobarea în termen stabilit a schemei de încadrare a personalului Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2016, nedocumentarea evidenței muncii suplimentare, neîncheierea contractului colectiv de muncă, după cum prevede norma legală, iar declanșarea unor litigii a generat suportarea pe parcursul anului 2016 a unor cheltuieli suplimentare nesemnificative în baza hotărârilor instanțelor de judecată. De unele neconformități a fost afectată procesul de achiziții publice, care constau în limitarea transparenței achizițiilor, nestabilirea în ordinul de constituire al grupului de lucru, după cum prevede cadrul normativ, atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru al grupului de lucru în parte, necesare pentru a fi executate în cadrul procedurii de achiziții publice, precum și divizarea neregulamentară a unor achiziții prin încheiere de contracte separate și aplicarea unor alte proceduri de achiziții. Rapoartele de audit conțin recomandări adresate Autorității Naționale de Integritate cu privire la îmbunătățirea gestionării resurselor financiare publice, care
consider că vor contribui la consolidarea sistemului de control intern în gestionarea resurselor financiare publice. În final, propun pentru discuție și aprobare proiectul raportului prezentat. Mulțumim pentru atenție. Da, vă mulțumesc, domnul Sfan, stimați membrii a Curții de Conturi, întrebări și raportor. Nu aveți, da? Domnul Sfan, vă rog, luați loc. Și facem în felul următor. Haideți, Ani o să ne spună care sunt neajunsurile și cum dumneavoastră crede că o să le depășim. Și mă interesează dacă în timpul auditului au fost unele lucruri puse la... pe parcurs ați mai adus în ordine, da? Cum vă convine noastră? Acolo cred că o să fim acomod, da? Vă rog, doamna Guzan. Stimate domnule președinte, stimați membri ai curții, asistență. Am onoare să asist în acest plen pentru audierea prezentului proiect de raport, grație aportului echipei care a efectuat misiunea de audit. Pe această cale, țin să le mulțumesc pentru atitudinea dumnealor în efectuarea misiunii de audit, care, după părerea noastră, a fost una constructivă și eficientă. Apreciem profesionalismul echipei, suntem de acord cu constatările care se regăsesc în raportul dumneavoastră, ne vom conforma recomandărilor expuse în raport pe marginea constatărilor, însă, pentru a menține imaginea ANEI și de a nu lăsa loc pentru interpretare, îmi asum responsabilitatea ca din partea entității audiate să beneficiez de posibilitatea oferită de a expune unele argumente aferente constatărilor elucidate în raport. În primul rând, noi referim la situațiile financiare pentru perioada audiată, la care neconformități semnificative nu se atestă, privind deficiențele la executarea bugetului pentru anul 2016 de către ANEI, și anume în partea de evidență contabilă la reflectarea unor cheltuieri neconforme clasificației bugetare. Unele lacune s-au datorat faptului modificărilor și completărilor survenite pe parcursul anului la Ordinul 216 a Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetare, cu ajustările și de rigoare cu care noi ne-am conformat, dar s-au depistat unele neconformări. Cele elucidate în raport sunt din categoria celor moștenite, fiind contractate anterior și atribuindu-le la unele coduri economice care se regăseau atunci în clasificația bugetare. Bineînțeles că s-au întreprins măsuri pentru aducere conformă a acestora până la finalizarea misiunii de audit, cât și după, iar unele mai urmează a fi conformate. Cu referire la inventariere, sunt două aspecte care încă nu au fost remediate. Este vorba despre inventariere și uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale. Neefectuarea inventarierii în termenii activelor și a obligațiunilor nu a afectat în raportul pentru anul 2016, datorită faptul că inventarierea a fost efectuată în luna a 4-a 2016 la schimbarea contabilului șef. Am revăzut în luna 8-a la reorganizarea Autorității Naționale pentru Integritate, care urma să fie documentată, însă n-a fost, deoarece pe parcurs nu a survenit schimbări esențiale și fiind un APC de proporții mici, s-a reușit efectuarea analizei veridice și a obligațiunilor, a creanțelor și a datoriilor. Fapt care s-a confirmat și de Comisia de Audit, care a efectuat inventariere selectivă, care nu a constatat devieri faptice și în comparație cu evidența acestora, la fel referitor și la obligațiuni. Au fost achitate în luna 1-a doar acele servicii care erau facturate la 31-12 anului de către unii agenții economici, cum sunt serviciile informaționale și de telecomunicații, locațiunea, petrolul și evident salariul din luna 12-a. Deci, aceasta urmează să se efectueze deja pe parcursul anului, până la finele anului acesta. Uzura
mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale. La acest capitol, omiterea a fost de ordin tehnic, care a survenit în programa informațională 1C atunci când s-a efectuat reînnoirea aplicației. A fost debifată, dezactivată, mai bine zis, tabela materialelor. Deoarece raportul anual era importat deja în sistemul informațional al Ministerului de Finanțe, consolidat CNFD-ul, omiterea a fost depistată la imprimarea pe suport de hârtie, nu a fost posibilă rectificarea acesteia, deoarece SINF-ul nu o acceptă. La recomandarea direcției rapoartei a Ministerului Finanțelor, urmează fi corectată la următoarea perioadă de raportare, ceea ce o face până la sfârșitul anului. La capitolul modificare la buget, care tot se regăsește în raportul auditului. Am avut un buget provizoriu până la aprobarea acestuia în a doua jumătate a anului 2016, care a condiționat situația de rectificare de achiziții publice întârziate. Noi nu am deviat de la planul de buget. Unica modificare care a avut loc la rectificarea bugetului a fost impusă de blocarea unor surse financiare. Referitor la modificarea efectuată la rectificarea bugetului pentru anul 2016, care a survenit în rezultatul blocării de către ordonatorul principal de buget a unor surse financiare de la compartimentul cheltuieri de personal. Carigorie, recomandată de FMI, care era în colaborare la moment cu Ministerul de Finanțe. Aceste surse financiare ulterior au fost parțial restituite pentru a evita riscul incapacității de plată a salariului. Concomitent a fost făcută și modificarea în planul bugetului la sursele atrase din afară, la codul economic 144-124, donații binevoli, dintr-un proiect de parteneriat extern a Institutului de Politici Publice din Moldova cu cel din România, finanțat de PNUD. Totodată, țin să menționez că nu pot fi constatate drept modificări alocațiile bugetare redirecționarea surselor finanțate pe interior, care ne le permite Ministerul Finanțelor, de la un cod economic la altul, la care nu sunt alocațiile, dar la care sunt care nu se utilizează. Acestea se fac cu acordul Ministerului de Finanțe. Deoarece cheltuielile planificate 3 ani în urmă nu corespundeau cerințelor actuale, s-a proces la această redirecționare, ca de exemplu cea mai esențială redirecționare a fost de la codul economic 222-990, altele, la unele neplanificate, deci la indemnizații pentru încetarea contractului de muncă, la achiziționarea serviciului de digitizare, la plăți executorii și la cheltuieli bancare. În acest context, menționez că și noi, ca toată lumea, am întâlnit dificultăți la adaptarea noutăților din anul 2016, care au survenit așa deodată cu o nouă clasificație bugetară, cu atribuții la codurile economice, cu un nou plan de conturi, cu norme metodologice, cu un sistem de coduri IBAN, cu SIF-ul consolidat. 1C am aplicat-o, căci am moștenit o programă veche care nu era deja pe piață, însă le-am depășit și sper că în următorul raport va fi fără obiecții. La luarea deciziei dumneavoastră rog să fie luate în considerație și impedimentele care au cauzat unele dificultăți la executarea bugetului, deoarece nu am admis supracheltuieli de la pedări, au fost întreprinse acțiuni justificate privind identificarea originii și înlăturarea deficiențelor constatate, care le atestă și auditul. Pe acest aspect, referitor la serviciul economic financiar, eu am încheiat cu referire la activitatea NIE, deoarece sub acest aspect eu mai puțin sunt vizată, de aceea o să mă
o să fiu mai rezervată și o să mai spun pe măsură. Suntem în posibilitatea de a schimba ceva pe acest aspect, deoarece ANEI este în proces de organizare, reorganizare deja de un an, care presupune o structură nouă, un efectiv limită mai numeros, care va oferi posibilitatea să se manifeste la capacitatea maximă în favoarea societății. Eu vă mulțumesc pentru atenție, rog să luați în calcul argumentele aduse și scuze pentru emoții, sunt prima dată în fața curții. Da, vă mulțumim și noi, vă rog, luați loc, noi să ne stăduim mai des, vă invităm ca să aveți experiență, dacă doriți. Da, mulțumim, doamna Ludmila. Doamna Ghilan, dumneavoastră ați fost invitată la noi în calitate de supervisor și controlul din partea dumneavoastră. Dacă vreți să vă implicați, vă implicați, dacă nu vreți, cum credeți, dacă... Eu doar două cuvinte, doamna președinte. Într-adevăr, anul 2016 a fost unul foarte dificil. Ministerul Finanțelor și-a propus și a implementat până la urmă o reformă foarte vastă. Asta ține și de clasificația bugetară absolut nouă și de sistemul informațional absolut nou. Și mai mult ca atât, încă în anul 2016 am avut aprobate două bugete pentru 2 ani, unul provizoriu și unul împlinit. A fost o perioadă într-adevăr dificilă. Dar în continuare, tot cadrul metodologic și în continuare se elaborează și mai avem de lucru în special cu ceea ce ține de bugetare în bază de programe, care a fost un element nou pentru instituțiile bugetare. Dacă noi până acum am avut doar elemente de planificare a bugetării în bază de programe, la moment se elaborează și metodologia de monitorizare și evaluare a programelor, care odată având-o vom fi capabili deja și să evaluăm aceste programe și să le evaluăm și să le monitorizăm ca a face niște concluzii pe marginea executării bugetului pe programe. Dacă ne referim la schemele de încadrare, a fost o reținere la prezentarea schemei de încadrare. Într-adevăr, conform cadrului normativ, Ministerul Finanțelor le înregistrează. Dar se întâmplă că și până la moment sunt autorități care nu le prezintă. Nu le prezintă, în special sunt organele de forță, poate organele cu statut special, care spun că e bai secret de stat, ba sunt în permanență reformare. Nu sunt valabile. Totodată, instituția continuă să achite salariile, fiindcă acesta este un segment rabil pentru angajați. Atât. Da, vă mulțumesc, doamna Ghilan. Eu vreau să vă spun, doamna Guzun, că dumneavoastră o să terminați reformele, cred că posibil la anul acesta o să terminați reformele, o să aveți deja un conducător, dar o să aveți și un număr în plus de angajați. Și dacă o să lucrați cu ceea ce o găsit auditul nostru acum și toate neajunsurile astea, să aveți grijă că o să apară altele pe parcurs. Deci, e data viitoare, aș vrea ca dumneavoastră să nu aveți emoții când o să fiți invitate la noi. Stimați membri a Curții de Conturi, vă rog întrebări. Da, vă rog, doamna Coval. Ce se poate o întrebare? Deci, analizând datele bilanțului contabil al ANEI la situația la 31 decembrie 2016, nu putem să stăm că s-au majorat mai mult cu două ori stocurile de materiale circulante de la 134 în trecșov până la 925 în trecșov. Prin ce puteți explica faptul în cauză? Au fost cumpărate câte ceva din stocuri de materiale care erau lipsă la moment. Și au rămas în stoc? Până la sfârșitul anului au fost decontate cele câte contate că utilizate. În 2016, da? Și parcursul 2016 și a prevalat și 2017. Deci, n-am înțeles, cred că bine. La 1 ianuarie, da. Ele au trecut în anul 17. Ca și orice bugetar, ca să nu pierzi banii la sfârșit, am făcut niște procurări
Și au rămas în 2017 deja, le-am utilizat. Foarte sincer. În schimb, sincer. Vă rog alte întrebări. Nu aveți, da? Echipa de audit a propus ca să avem rezerve sau fără rezerve? Cu rezerve, da? Dacă îmi permiteți, având în vedere cele expuse de doamna contabil, având în vedere reformele care au avut în domeniul contabilității, în sectorul bugetar, având în vedere că inventarierea de fapt a fost făcută la mijloc de an la transmiterea și primirea evidenței contabile și a bunurilor și testele făcute de către auditor, eu totuși auditor aș vrea ca să vă gândiți la o opinie fără rezervă. Vă las să vă gândiți. Mulțumesc. Bine, eu cred că chestia asta nu putem să o lăsăm în deliberare și o discutăm între noi și vedem cum, într-adevăr, a fost un an greu, nu numai pentru toate instituțiile statului, dar oricum sunt și niște chestii așa care sunt cam diocheate, dar acele rămân pentru anul viitor să le depășeți. Eu vreau să mulțumesc mult misiunii de audit, doamnei directoare, ați făcut un lucru mare, un lucru bun, calitativ. Noi ne retragem în deliberări ca să discutăm pe marginea hotărârii. Hotărârea va fi publicată în monitor oficial și o să puteți lua cunoștință de ea și o să fie obligatorie pentru executare pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumesc și de jumătate de oră n-am avut.